Nașterile record par să devină în acest an o obișnuință pe continentul african. La o lună după ce o femeie din Mali a adus pe lume 9 copii, a venit acum rândul unei sud-africance să intre în cartea recordurilor. Performanța ei, 10 bebeluși care s-au născut prin cezariană. Inițial, proaspăta mămică știa că este însărcinată cu 8 copii, dar ceilalți 2 nu apăruseră la ecografie. În total, ea a adus pe lume 7 băieți și 3 fete care se vor alătura perechii de gemeni pe care o are acasă. Luna trecută, o femeie din Mali a uimit pe toată lumea când a născut 9 bebeluși. Pentru că țara africană este una dintre cele mai sărace din lume, ea a fost dusă la un spital din Maroc.